Da, salutare oameni buni, pentru azi duminică, biletele de ieri, primul bilet pe care l-am dat nu a ieșit, acela pe Aston Villa X2, am mai avut și pe meciul din Germania, pe Glad, dar a ieșit biletul 2 pe care am jucat farul să marcheze 2 plus și pe marcatorul pe Alibek a ieșit și acesta, Alibek a marcat, a fost o cotă de 2,30 până la urmă că l-am pus și eu mai târziu. Deci au fost două bilete câștigătoare ieri, duminică avem un meci tare tot, Newcastle cu Arsenal, Newcastle a mers excelent în ultima perioadă, a avut niște rezultate peste așteptări. În ultimele 10 meciuri are 8 victorii. Dacă ne uităm acum, Newcastle e pe locul 3 în spatele lui Arsenal, dar Newcastle ții că Liverpool e în spatele lor la 3 puncte și are 2 meciuri în plus. La fel, Tottenham au 2 meciuri în plus. Newcastle a jucat remarcabil în ultima vreme. În ultimele 10 are 8 victorii cu 26 de goluri, deci 2,6 goluri marcate. Ultimele a avut 6-1 cu Tottenham, 3-1 cu Southampton. Cu Arsenal și ei sunt, știm, într-o formă extraordinară, au jucat foarte bine până acum 3-4 meciuri, n-au început să facă acele prestații mai slabe, cu 3-3 cu Southampton, 2-2 cu West Ham. În ultimele 10 meciuri, amândouă au peste 2,5, Arsenal are 100%, iar în ultimele 10 ale lui Newcastle au fost 8 din 10 peste 2,5, deci probabil că vor da amândouă. Și m-am uitat și la cornere, că Newcastle este o echipă care obține cornere în medie 7,5 pentru ei, peste 5,5, dar eu o să joc un pariu, marchează Newcastle și Newcastle va avea peste 3,5 cornere. Deci ne trebuie doar 4 cornere, ei au o medie de 7,5, așadar voi juca pe Newcastle marchează și Newcastle peste 3,5 cornere. Iar meciul 2, m-am dus la Dortmund cu Wolfsburg. Dortmund are... A avut și ea șansa să câștige titlul, la fel ca Arsenal, au dat-o în bară și ăștia la fel foarte neașteptat într-un meci. Dar pe teren propriu Dortmund a arătat foarte, foarte bine. Dortmund e cea mai bună echipă pe teren propriu, 12 victorii, un egal și o înfrângere. Acasă, Wolfsburg e adevărat că e o echipă care acum în clasament se află bine. Wolfsburg a avut 54 date, 37 primite, dar Dortmund are 67 goluri date. Acasă joacă foarte bine. Este cea mai bună, cu 42 de goluri date, doar 13 primite. Eu o să joc pe Dortmund să marcheze 2 plus azi, trebuie să joace la victorie Dortmund. Dortmund marchează 2 plus la o cotă de 1,42. Din aceste două cote, Newcastle peste 3,5 cornere și Dortmund să marcheze 2 plus goluri. Ăsta e biletul meu pentru ziua de duminică, 7 mai. Un alt pariu bun la meciul Newcastle cu Arsenal este acela pe GG și 3 plus. Cred că va fi un meci spectaculos. GG și 3 plus este o cotă 1,85. Cam astea sunt ponturile mele pentru duminică. Dacă vă inspirați, zic, hai să avem baftă.